Madeșinzica. Și ce mă? Și atunci îmi spune testamentul lui Cid. Fii atent că ăsta este un testament pe care trebuie să-l păstrezi. Și ăsta este. Pătrâne, ia aminte. Poezia este singura care îți poate oferi oricând coordonatele nemuririi. Deci poezia, gândiți-vă la cuvântul oricând, care este un adverb. Când, oricând, oricând. Deci totdeauna. Totdeauna, da. Sau, tot o variantă din asta, da? Poezia îți poate oferi oricând conceptele operaționale ale supraviețuirii. Deci asta era a doua variantă. Deci el a venit prima dată și mi-a spus așa. Și poezia este singura care îți poate oferi oricând conceptele operaționale ale supraviețuirii. Aminte, nu se poate trăi decât cu poezie. Ceea ce vă îndemn de la omul care scrie și care cunoaște poezie, spun la laud de treaba asta, dar vă îndemn să citiți poezie cu mare atenție, pentru că poezia este aproape unică, care se adresează inimii noastre, sufletului noastre. Nu putem spune că astăzi mai scrie poezie, se scrie și chiar se citește. Eu am fost săptămâna trecută la o adunare în asta a unui scriitor de la Iași, unde o facem și anual, și am constatat că acolo, deci pe loc unde sunt scriitorii toți din Moldova și de toată țara, care aparțin de filiala unui scriitor din Iași, am constatat că totuși se citește poezie și nu ne citim numai noi, poeții între noi. Cum îndeopște se vehiculează această idee. Doamne, ei se citesc între ei, atât. Bun. Mai este o secundă, o pauză de relaxare. Da, da. Vă mai luăm din nou, luați-o. Da. Ca să arătăm că ne place poezia, da? Trei recitări. Am selectat trei dintre poezii, în ordinea în care am zis. Și acolo dăm, dacă băieții se dau puțin, acolo va fi un fond video. Nu merge televizorul ăsta mare, dar o să încercăm pe ala mic. Tragem cu urechea puțin. Este Toamnă la Tecuci. Nu-i ceva deosebit. Ăla va merge în... iar băieții vor citi. Ha, avem 3 minute pentru la discuție. Deci prima dintre poezii. Toamna Tecuceană. Ne ridicăm. Toamna Tecuceană. E toamnă pe dealul și parcă e alta, lumina se iscă din strugurii cop. Pe cer, de o vreme, scurtată cu dalta, o lună sfărâmă tăcutele nopți. Și o plângă în ferestrele zării, de iamă atână, stingher, un cocor. Sub brazdă veghează semințele țării, cu taine, de cântec și poate de dor. De frunză mi-e teamă, e o părere, pe urmă e vară, cu lacrimi visând, și ochiul de clipă parcă mă cere, cu trupul sălbatic, prin cai luminând. Catedrala de cuvinte, când lumea te va primi vreodată, să sfure-n taină numai ochii tăi, să vezi cumva o lacrimă curată, dacă n-am mult să neagă în vorbă tăi. Și atunci îți voi răspunde de parte, cum se vezi mai răspunde la să te gândești la lucrurile sfinte, așa cum fac în nopți adânc și eu, că am fost în catedrala de cuvinte unde am avut același Dumnezeu. Cade o stea, moare un om. Cade o frunză, cine mai moare? Un prop nepereche, un singur atom, sară pe deal, plânge o foare. Și din niștea rece, bate în luceafăr, ora târzie, fără cusur, zboară ideea din gândul teafăr și plin de spații, astru contur. Nu suntem încă și mai rămân în constelații urmele noastre, în limba română, poporul român și cântăreții floia voastră. Cum s-a numit poezia asta ultimă? La Eminescu. La Eminescu. O dovadă că știm să ne respectăm poeții și am remarcat multă modestie.